viața Sfintei Marei Mucenițe și Fecioare Filoptea. Sfânta Muceniță Filoptea s-a născut într-un sat din Bulgaria numit Târnov. Părinții săi erau plugari și se îndeletniceau cu munca câmpului. Fiind singură la părinți, a fost mult iubită de maica sa, căci era o fetiță foarte frumoasă, cu calități deosebite, blândă și plină de milă și dragoste către cei săraci. Frumusețea chipului ei făcea să atragă pe toți copiii de vârsta ei, pe care îi îndemna să meargă la Sfânta Biserică. Mama ei o învăța cu duioșie, spunându-i să fie bună și iubitoare cu cei săraci. Când are ceva de mâncare în mână, să dea și celor ce nu au. Și așa făcea fericita Filoptea, căci de multe ori da și ultima bucățică de pâine copiilor săraci. Odată, mergând la Sfânta Biserică, ascultă Sfânta Evanghelie, unde zice Domnul Hristos: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Mai mult i-a intrat în inimă cuvintele Domnului Hristos și s-a hotărât să pună în practică cele ce auzise. Dar iată că peste Filoptea veni zile de grea încercare, căci îi muri mama cea bună și rămase orfană de mică. În aceste zile grele, copila Filoptea se îmbrăca în doliu, se apropie de sicriul mamei și cu vocea ei copilărească o striga, o săruta și-i mângâia fața cu mânuțele ei de copil. Măicuța mea, zicea ea, cui mă lași în grijă? Cui voi mai zice eu, mamă? Cine mă va mai învăța pe mine atâtea cuvinte frumoase? Unde voi mai auzi eu glasul tău dulce? Măicuța mea, unde te duci? Cui mă lași? Și așa, cu șiroaie de lacrimi, a petrecut-o până la mormânt, unde, venind acasă fericita copilă, se ruga la Maica Domnului ca să-i fie ea mamă și să o ocrotească în această lume răutăcioasă și înșelătoare. Nu după mult timp, tatăl fetei și-a luat altă femeie. Aceasta era foarte răutăcioasă, pretențioasă și invidioasă, ca o mamă vitregă ce era. O vorbea de rău către tatăl fetei și îl făcea să o urască și chiar să o bată pe fericita Filoptea. Dar fecioara răbda și se ducea la Sfânta Biserică și cu lacrimi în ochi se ruga lui Dumnezeu să o lumineze în calea cea bună și să o păzească curată cu sufletul și cu trupul, ca să facă mai înainte milostenii la cei săraci. Sufletul ei bun, neputând să vadă atâtea fetițe de seama ei, cu hăinuțele rupte și fără de încălțăminte, de multe ori și-a dat hainele sale la acești lipsiți. Dar mama cea vitregă mai mult se mânia asupra ei și îi făcea atâtea necazuri. De multe ori, când fericita era trimisă cu mâncare la tatăl ei, care lucra la țarină, ea împărțea mâncarea la cei săraci care ieșeau înainte. Plecând fetița încărcată cu mâncare de acasă, se gândea la iubiții ei săraci, că
cât are să se bucure când se vor sătura. Și își zicea în gândul ei, Doamne, dacă nu m-ar vedea nimeni, să știm numai noi, Iisuse, Doamne. După o vreme, văzând tatăl fetei că nu-i ajunge mâncarea, a mustrat pe soție că nu-i trimite mâncare de ajuns. Ea însă i-a spus că-i trimite destul, dar cine știe ce face Filopteia cu ea și la cine o dă. Atunci s-au sfătuit amândoi să o urmărească pe copilă. Ea o trimite cu mâncare destulă, iar el plecă în întâmpinarea ei. Văzând tatăl fetei că vine, se ascunde repede să vadă ce face. Cum stă ascuns acolo cu barda în mână, a văzut cum fericita fecioară Filopteia este împresurată de o ceată de săraci. A pus coșul jos, le-a întins masa și i-a ospătat pe toți. Cucu cânta, păsărelele ciripeau și se bucurau și ele în jurul săracilor, căci abia așteptau să se sature cu fărâmiturile care rămâneau. În acest moment apare tatăl ei dintr-un stufiș unde era ascuns și plin de mânie aleargă spre ea. Toți săracii s-au împrăștiat fugind de frică. Fetița Filopteia, fugind și ea din calea mâniei, a fost alergată de tatăl ei. Apoi cu mare mânie aruncă cu barda, lovind-o la un picior. Sângele curgea și roaie, scurgându-se aproape tot din trupul șolului ei cel sfânt, al unei copile de 12 ani. La această tristă priveliște au încetat și păsărelele să mai cânte și deodată se întunecă cerul, arătându-se nori grei de ploaie, tunete și fulgere îngrozitoare, de parcă venise sfârșitul lumii, și pe el îl judeca și îl certa. Cu sufletul la gură, ca să ajungă mai repede în cetate, fugea cât îl ținea picioare. În goana mare se împiedică și cade la pământ. Obosit, cu lacrimile pe ochi și înfricoșat, se luptă să se scoale. Dar deodată cine apare lângă el? O fetiță frumoasă, cu părul auriu, cu o bentiță albă pe cap, cu o steluță luminată în mijlocul frunții, cu ochii albaștri ca cerul senin, într-o cămășuță albă. Era sufletul sfânt al fericitei Filopteia. Îl apucă de braț ridicându-l în sus, apoi cu un glas dulce, blând și liniștit îi zice, ai căzut rău, scumpul meu tată, te doare ceva? Îți mulțumesc că-și m-ai trimis în cea mai mare fericire. Nu mă plânge pe mine. Ai grijă de sufletul tău și te pocăiește. Apoi, înconjurată de o mulțime de îngeri, se ridică către slăbile cerești în cântece nemai auzite de urechile bietului pământean. Iar el, adunându-și toate puterile, s-a dus la mai mari cetății, a spus arhiepiscopului cele întâmplate și au venit cu toții să ridice trupul sfintei Filopteia, care strălucea de lumină puternică în jurul locului aceluia. Popor mult din sate și orașe au venit să vadă minunea cu Sfânta Filopteia.
printre mulțimea aceasta de popor se aflau și săracii care au fost ajutați de sfânta fecioară pe Filopteia. Ei încenucheau înaintea sfintelor moaște, se închinau și sărutau cu lacrimi mâinile cele sfinte ale fecioarei și ziceau printre suspine: O, sfântă Filoptee, înger pământesc care ne-ai miluit cu sfintele tale mâini, mâinile acestea ne-au săturat pe noi, mâinile acestea ne-au îmbrăcat pe noi, mâinile acestea ne-au încălțat pe noi, mâinile acestea ne-au mângâiat. De mila noastră te-ai rănit. Fericită să fii în veci, sfântă Filoptee prealuminată! O, cine ne va mai ajuta pe noi? Unde vom mai găsi un cal sprijin ca al tău? Ia-ne și pe noi cu tine, sfânta lui Dumnezeu, Filoptea. Apoi, cu multe rugăciuni și cu lumânări, voind să ridice trupul sfintei să-l ducă în cetate, sfânta nu a voit, că s-a făcut așa de grea, încât nimeni n-o putea ridica de la pământ. Rugându-se cu toții lui Dumnezeu și sfintei Filoptea, cerându-i voie să-i ridice trupul ei, dar nici așa sfânta nu a voit, până când nu a pomenit toate mănăstirile și bisericile din Bulgaria și din țara românească. După ce a pomenit de mănăstirea Curtea de Argeș, îndată s-a ușurat și cu mare bucurie a fost ridicată de jos și fiind însoțită de arhiepiscopul și de mulți preoți, a fost adusă până la Dunăre, în rugăciuni și cântări sfinte, iar de aici a fost luată de voievodul Radul Negru din Curtea de Argeș, dinpreună cu tot clerul românesc, și așezată în frumoasa biserică domnească de la Curtea de Argeș. Acolo, până în zilele noastre, multe vindecări făcând de tot felul de boli, multă lume aleargă la sfintele ei moaște cu credință și se tămăduiesc. Pomenirea ei se face în fiecare an, în ziua de 7 decembrie, iar la Curtea de Argeș se adună din toată țara lume multă pentru a cinsti sufletul cel ales, milostiv și sfânt, cu cântări de laudă al sfintei marei mucenițe Filoptea. Să urmăm și noi pilda cea vie a prealăudatei, a sfintei fecioare Filoptea, și să ne facem mai buni, mai milostivi, mai răbdători și cu mai multă dragoste unii pentru alții, pentru cei săraci, pentru cei orfani și pentru tot creștinul necăjit, dosădit și lipsit. Că atunci mergem și noi pe urmele Dumnezeului nostru și ale sfinților Lui și așa ne mântuim. Cu ale căreia sfinte și călduroase rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.